din nou Adi Popa. Îi revine mingea lui Stanciu. Gol! Țucu Dean relansează meciul. Minutul 77. Steaua, Oțelul 1-2. Pregătit să intre Ghierme în locul lui Pap. Țucu Dean, probabil omul care dă semnalul de trezire în tabăra Stelei. Steaua a dat acest gol în inferioritate numerică, pentru că n-a apucat să se intre Ghierme, se face ultima schimbare și la Oțelul Tătar este pe marginea terenului. Un sfert de oră plus prelungiri au mai rămas din această partidă. Steaua înscrie prin Țucu Dean pentru prima dată când Țucu Dean reușește să ia fața lui Miron.